De ce s-a transcris acest cuvânt din greacă, Evanghelie? De ce nu s-a tradus în limba română sau în limba maghiară? Fiindcă ar suna altfel. Dacă am citit și am spune, nu mi-e rușine de vestea bună a lui Iisus Hristos. Ar suna cumva altfel. Deja ne-am obișnuit cu acest cuvânt, Evanghelie. Și știm și cei care au scris Evangheliile. Matei, Marcu, Luca, Ioan, ăștia sunt evangheliștii. Dar dacă am auzit totdeauna despre, vorbindu-se despre vestea bună, și eu vreau să vă vorbesc despre vestea bună, poate că unii v-ați gândit că acum o să, cine știe ce predică o să ascultați. Eu nu vreau să scot niște cuvinte, știu eu, pufoase sau așa, după carte. Eu îmi place să fiu simplu pe înțelesul tuturor, mai ales că sunt și maghiar și puțin e greu să vorbesc în limba română, dar încerc și să mă străduiesc să vă vestesc vestea bună pe care ne-a adus-o Iisus Hristos. Și atunci ar trebui să ni se umple inima de bucurie. Și în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul Domnului pe care am citit în seara aceasta, este vorba despre modalitatea mântuirii noastre. Cum am fost noi mântuiți sau cum suntem noi mântuiți. Și mântuirea are două părți. Și este foarte important că multe biserici am fost și am auzit predici și am văzut pe internet că se poate auzi. Sunt multe biserici care accentuează sau o latură sau cealaltă latură. Sau unii accentuează harul și vorbesc numai despre har și spun că dacă e harul lui Dumnezeu, tu poți să faci orice, că numai harul lui Dumnezeu te mântuiește și aceasta. Chiar am avut și confruntații cu unii care au spus că aici când spune Apostolul Pavel și aceasta nu vine de la voi, m-am confruntat cu unii, au spus harul nu vine de la voi, ci vine de la Dumnezeu. Alții au spus nu, credința nu vine de la voi, ci vine de la Dumnezeu. Eu aș zice să facem și să încercăm să facem un echilibru între aceste două, că Biblia spune foarte clar, prin har și prin credință. Amândouă sunt foarte importante și necesare pentru noi. Și harul și credința. Că dacă accentuezi harul, poate că ajungi să devii liberal. Dacă accentuezi credința, poate că devii legalist. Și pui accentul mai mult pe ceea ce face omul. Cum trăiește omul. Care sunt faptele omului. Ceea ce aduce omul pentru Dumnezeu. Și unele biserici se accentuează foarte mult latura asta. Tu trebuie să, dacă trăiești așa, așa și așa, atunci ești plăcut lui Dumnezeu. Dacă nu, Dumnezeu te osândește, Dumnezeu te va trimite în iad. Eu vă vorbesc despre har și despre credință. Harul este darul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu pe care a făcut-o pentru noi. Și în acest har, ideea de bază a harului lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Persoana Domnului Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu a fost arătat, care aduce mântuire pentru toți oamenii. Așa? Harul lui Dumnezeu a fost arătat și prin cine a fost arătat? Când s-a arătat Harul lui Dumnezeu? Atunci când Iisus Hristos s-a coborât. Când Iisus Hristos a venit pe acest pământ. Când s-a născut din Fecioara Maria și a trăit pe acest pământ și Apostolul Ioan a spus că l-am văzut plin de har. A fost plin de har și de adevăr. Sau dreptate, nu știu cum e la mine. De adevăr. Deci plin de har, Iisus Hristos a adus harul, a arătat dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Mărețul har m-a mântuit. Acest Iisus Hristos care a venit pe pământ, El m-a mântuit. El ne-a mântuit. Și pe fiecare om de pe fața pământului, numai și numai harul Domnului poate mântui. Și cum am citit versetul, când m-am gândit că ar trebui să vin aici la Tulucan, adică am știut că trebuie să vin, că frații m-au invitat și am avut această idee, oare despre ce ar trebui să predic? Și am avut un vis într-o seară, că m-a întrebat fratele Ghiță despre ce vei predica la Tulucan. Și am spus, o să predic despre numele lui Iisus Hristos. Și când am sculat dimineața, am zis, Doamne, dă-mi un verset din care ar trebui să predic.
Și exact versetul a fost versetul care l-a citit fratele la început și care l-am spus în comun. Că nu există alt nume pe acest pământ prin care trebuie să avem mântuire, să avem mântuire numai numele Lui Iisus Hristos. Glorie Domnului! Amen. Acest nume, în persoana Domnului Iisus Hristos, a venit harul și dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a trimis pe singurul Său Fiu. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și ce mare bucurie pentru noi, și poate că unii se vă mirați, oare de ce ne bucurăm noi, că acum azi 2000 de ani, într-un orășel, acolo în Palestina, s-a născut un băiat, un om, și a crescut acolo și a lucrat, a făcut minuni, a fost un mare profet, a fost un mare învățător, și apoi l-au omorât, l-au răstignit și apoi poate se zice că a înviat. De ce trebuie noi acum să ne bucurăm pentru asta? Ce înseamnă pentru noi, pentru creștinii din secolul 21, moartea sau viața Domnului Iisus Hristos? De ce a venit Iisus Hristos pe acest pământ? N-a venit numai la voia întâmplării, a fost un plan lucrat de Dumnezeu, a fost planul mântuirii noastre. Iisus Hristos a venit cu un scop pe acest pământ și ideea de bază, scopul Domnului Iisus Hristos a fost că El va veni ca să moară pentru păcatele noastre, mai mult El a venit ca să se jertfească, să devină țapul ispășitor, să devină o jertfă de ispășire pentru păcatele omenirii. Îngerul când s-a arătat lui Iosif i-a spus, nu te teme să o iei de nevastă pe Maria, căci va naște un băiat, un prunc, și îi vei pune numele Iisus, fiindcă El va mântui poporul Său de păcatele sale. Și nu degeaba a spus Iisus Hristos. Eu, ca și cum, să vă spun, de exemplu, dacă cineva nu este bolnav, poate că nici nu știe unde este spitalul în Salutare. N-a fost niciodată bolnav, nu l-a dorit niciodată nici măcar capul, nu știe unde este spitalul, nu merge la doctor. După ce? Nu mă interesează că nu mă doare capul și n-am nicio boală. Și nu mă duc la doctor. Și chiar Iisus a spus, eu n-am venit, fiindcă nu sănătosul are nevoie de medic, ci cel bolnav. N-am venit să chem pe cei adevărați, pe cei drepți, neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și dacă tu îți dai seama că lucrurile în viața ta nu merg bine și nu trăiești o viață destul de bună, trăiești o viață mai mult sub blestem decât sub binecuvântare, atunci gândește-te puțin, oare n-am greșit eu ținta? Oare nu am mers și am început să-mi trăiesc viața după capul meu, în loc să mă încred în Domnul Iisus Hristos? Și eu vă spun, acel om care se încrede, dar acum mă bag puțin și în partea cealaltă a credinței, dacă eu mă încred cu totalitate în Iisus Hristos, viața mea se va schimba. Viața mea se va schimba. Și se va vede această schimbare, dar despre asta mai târziu. Deci să mă întorc la harul lui Dumnezeu. La această dragoste a lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut nevoia în care a fost omul. În care a fost omenirea. Și când Iisus a venit, știți că la evrei era foarte, la baza credinței lor era legea, legea mosaică. Și ei au încercat să țină această lege, să țină poruncile. Și Iisus Hristos când a venit a spus, oameni buni, eu n-am venit să șterg legea. Dar să știți un lucru. Voi nu puteți să țineți legea. Nu există om pe pământul acesta care să țină legea în totalitate. Și chiar despre asta a vorbit Iisus când a spus. În lege este scris să nu prea curvești. Dragii mei frați, există cineva care niciodată nu s-a uitat la vreo gagică. Mai ales astăzi, când se îmbracă unele așa cum vașa mandie, așa nu v-ați uitat niciodată. Dar n-am voie. Și știu că n-am voie. Dar cuvântul spune că dacă te-ai uitat și în gând deja tu ai prea curvit. Sau, și mai grav, se spune în lege să nu ucizi. Și eu vă spun, dacă spune cineva fratelui său cum, poate că ai spus cuiva, băi prostule, băi tântălăule, ai de câte ori la volan când ieși și se bagă unul înaintea ta și mai spui cât e una.
Ce ai comis? Ce ai făcut? Deci, ne dăm seama că suntem într-o situație grea, că n-am putut să ținem legea și nu putem să ținem legea. Oricât am încercat să ne străduim, tot am dat undeva greș. Și am greșit. Și chiar aici a venit Iisus Hristos și a spus, dragii mei, nu puteți să țineți legea. Eu am venit ca să vă eliberez de sub blestemul legii. Aleluia! Amen. Să ne elibereze de sub blestemul legii. Și dacă legea a spus pentru voi, este judecată. Fiindcă n-a ținut legea, vine moartea. Osânda. Și Iisus Hristos a spus, ok, eu o să mor. Eu o să iau asupra mea pedeapsa păcatelor voastre. Pedeapsa nelegiuirilor voastre. Asta este vestea bună. Că Iisus Hristos a murit în locul tău și a luat pedeapsa păcatului. El a luat pedeapsa și tu nu mai trebuie din nou să iei pedeapsa pe spinarea ta. Fiindcă Iisus Hristos a luat această pedeapsă. A luat și a suportat mânia lui Dumnezeu. Glorie lui. Și acum Dumnezeu nu se mai mânie cu tine și cu mine. Nu este mânios pe mine. Și nu este supărat pe mine. Ci mă iubește. Și acest Iisus Hristos a făcut această lucrare, ales pe crucea din Calvar. De multe ori a încercat pe Iisus să-L omoare. De multe ori. Satana a vrut foarte mult să-L ucidă pe Iisus Hristos. Dar n-a putut numai la momentul potrivit, fiindcă Iisus a spus, eu îmi dau viața. Nu mi-o ia nimeni. Eu o dau. Ca jertfă pentru omenire. Iisus Hristos și-a dat viața. Nu i-a luat-o, ci El și-a dat viața. De sine însuși. Pentru tine, fiindcă te-a iubit și m-a iubit. De fapt, adevărul e nu că dacă ne uităm la întâmplarea ce s-a întâmplat și ce s-a petrecut acolo în Vinerea Mare, acolo în Ierusalim. Nu că Pilat a greșit și n-a judecat bine, n-a avut înțelepciunea să judece, că nu Baraba ar trebui lăsat liber, ci Iisus, că El este mielul fără cusur și ar trebui lăsat în pace să meargă, că n-are nicio vină. Ci Pilat a trebuit să facă, avea mâinile legate. N-a știut ce să facă. El era foarte dezorientat. Lucrurile acestea l-au trecut. Nu a putut el să decidă. El n-a fost destul de lucid să decidă atunci. Și a lăsat, el s-a spălat pe mâini și a zis, nu mă mai bag, gata, nu mai știu ce e pe aici. Interesant, fiindcă aici a intrat Dumnezeu și a lucrat. Și așa a trebuit să se întâmple lucrurile ca Iisus Hristos să moară. El s-a dat jertfă pentru tine, pentru mine, pentru păcatele noastre. Și apoi Iisus Hristos a înviat glorios din moarte. Și lucrul important pentru mine, și este un lucru enorm de minunat, când privesc la aceste lucruri și la întâmplarea aceasta, îmi saltă inima de bucurie. Fiindcă știu că Iisus Hristos nu numai că a înviat din morți, că și Lazar a înviat, și fetița lui Iair a înviat din morți. Dar Iisus Hristos a înviat glorios din morți și El s-a suit la dreapta lui Dumnezeu. Și El este glorificat și El trăiește și astăzi. Satana în ziua rusalilor, am citit într-o carte și mi-a plăcut foarte mult, în ziua rusalilor, Satana și-a dat seama că a omorât un Iisus. Și atunci au înviat dintr-o dată 120 de Iisuși, dacă se poate spune așa. Că în fiecare creștin, fiecare pocăit, în fiecare apostol care era adunat acolo în odaia de sus, când a venit Duhul Sfânt și s-a pogorât peste ei, ei au devenit ca și Iisus Hristos. Au început să vestească Evanghelia, vestea bună, și au început să meargă pe străzile Ierusalimului și ce au vestit? Trăiește Iisus! Iisus Hristos este aici, este în noi. Uitați-vă la noi. Apostolul Ioan și Petru, când au mers la ologul din fața porții frumoasa, au spus la acel olog, uită-te la noi. Aici este Iisus. Aici este puterea Domnului Iisus Hristos. Trăiește Iisus. Și știți că s-a vestit atunci și era și o veste proastă.
că preoții au pus străjeri acolo la, la groapă, adică la mormânt, când era groapă, au pus străjeri să aibă grijă că ucenicii o să vină și o să fure trupul. Și după ce s-a întâmplat învierea Domnului Iisus Hristos, s-a vestit și au fost plătiți străjerii să spună că, într-adevăr, până când noi dormeam, au venit ucenicii și l-au furat pe Iisus. Au furat trupul neînsuflețit al lui Iisus. Dar unde este acest trup? Și dacă oamenii ăștia vestesc că Iisus Hristos trăiește, alții spun că nu trăiește, îi ascuns undeva. Dar unde este trupul? Unde este Iisus? Și mulți au frământat pe ideea aceasta. Unde este Iisus? Ce s-a întâmplat cu acest Iisus? Gândiți-vă puțin. Atunci, în căldurile acelea care au fost acolo în Ierusalim și în zona aceea, unde puteau să ascundă un trup neînsuflețit timp de zile și poate ani? Să nu se putrezească, să nu miroase, să nu-și deie seama oamenii că uită aici undeva se simte ceva. Dar ce îmi place foarte mult când am început să prigonească pe ucenici și pe apostoli, fiindcă ei vesteau cu voce tare și propovădeau peste tot. Noi suntem mari.